e diferență cea de cea din casă, că ce e aici e și în casă. Deci e aceeași la fel. Dar consumați de obicei apă de la robinet sau cumpărați? Da. Consum, nu cumpăr. Noi la Constanța beneficiem de o apă așa cum se și vede, este foarte bună. Primul control este cel organoleptic. Culoare, gust, miros. Omul dacă o gustă și îi place, nu poate să spună că nu e bună, pentru că noi livrăm într-adevăr o apă foarte bună, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat. Stăm la vreo 100 și ceva de metri deasupra pe o apă extraordinar de bună. Conducerea Regiei Județene de Apă îi asigură astfel pe consumator că apa este pură, chiar și atunci când are miros sau gust neplăcut, cazuri în care de vină sunt doar conductele vechi prin care trece. Diferența între apa care ajunge la robinet trecând prin conductele de la nivelul blocurilor, conducte care uneori au și o vechime de peste 40 de ani și asupra cărora nu s-a intervenit în sensul că să fie reabilitate, modernizate și poate chiar curățate, și ceea ce aduce raja la căminul apometric, limita de proprietate fiind de fapt apometrul general al blocurilor respective. Seceraja i se derulează în prezent mai multe proiecte de modernizare și reabilitare a conductelor de alimentare cu apă, atât în municipiu cât și în județ.